Lucian! 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 Lasă-mă să iei! Lasă-mă să mă duc după el! Lucian! Lucian! Lasă-ți-mă! Această femeie este proprietara vulcanizării auto și a intrat în stare de șoc atunci când a auzit ce s-a întâmplat. Cei doi angajați puneau un cauciuc pe o jantă și atunci s-a produs deflagrația. Eram cu băiatul care dă declarație. Da. Trebuia să plec cu el la București. Și am auzit bum! Îl văd pe Roșu Ionuț care l-a luat salvarea. Pe ăla nu l-am văzut. Mi-a spus el, zice, Lucian e mort. Un echipaj smurd a ajuns imediat la fața locului. Din păcate, unul dintre bărbați murise. Pacientul este stabil hemodinamic și respirator, prezintă un traumatism craniocerebral grav, nivel 1, traumatism craniofacial, respectiv fractură os frontal cu fundare și o plagă contuză frontală stătută. Găsit decedat cu midriaza reactivă, masivul facial este distrus, leziune incompatibilă cu viața. Accidentul s-a petrecut în timpul programului, așa că au fost chemați și inspectorii de la ITM. Decedatul avea 26 de ani, era angajat cu forme legale de angajare, atât el cât și celălalt angajat care știți că este rănit, are un traumatism craniofacial și este la spital. ITM Argeș va stabili cauzele și împrejurile producerii acestui accident de muncă. Poliția a deschis o anchetă. În cauză a fost întocmit dosar penal conform legii 319 din 2006 privind protecția muncii și se continuă cercetările. Până la finalizarea cercetărilor, vulcanizarea auto va rămâne închisă.